suntem la podcast, pot să spun ce vreau, pot să zic orice ce vreau. Eu am făcut Armata la ansamblul Doina Gorșului. Da! Am trăit o dramă, în capul meu a fost o dramă, recunosc. La prima mea nuntă am zis că nu mai vreau niciun ban și să mă lase acasă, că eu nu mai vreau la nunți. Eu nu voiam folclor sub nicio formă, eu vreau să cânt manele. Aici consider că am greșit eu și în căsnicile mele. Clubul am văzut la vârsta de 27 de ani. Am lăsat tot, am vrut doar liniște și să plec. Atât. Din punct de vedere psihic, eu eram la pământ. Cum e, domne? Cum este acest înșelat? Aia a fost rușinea cea mai mare pentru mine. I-am spus, îți plătesc eu cameră la hotel, dar te rog frumos, nu acasă. Ca să specific, lucrul acesta nu l-am mai spus, era de fapt o mare minciună, pentru că noi nu eram împreună. Stai să-mi adică adun măselele de pe jos.